În cimitirul parohiei Sfântul Gheorghe, Laura, vicovă de sus, protopopiatul Rădăuți, județul Suceava, a fost oficiată marți-7 iunie 2022, slujba parastasului pentru Elena Gheorghiță, mama arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Slujba a fost săvârșită de către un sobor de preoți din Arhiepiscopia Iașilor și din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților la mormântul celei mutate în ceruri. Împreună cu soborul slujitorilor s-au rugat rude, fii duhovnicești și apropiați ai părintelui stareț Nicodim. Mulți dintre cei prezenți au cunoscut-o pe vrednica adormită Elena, care în ultimii ani ai vieții s-a ostenit și a făcut ascultare la mănăstirea Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu. Și ceea ce este de folos tuturor ne dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor tăi, că spre tine nădejdea și-a pus. Spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. El ce cu mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși mai întors în pământ din care am pus lua. Ajutorului omenesc nu mă încred, și singură mă apără și mă mântuiește. Care vieții văzând bunățându-se de vipurul ispitelor, animalul tău cel din ale ce strică pe tine, scoate din stricăciune viața mea cu milostive. Tu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără. Deslegat durerile celor ferecați, însuți și sufletele adormiților robilor tăi ne odihnește. Și acum și purura și-n vecii vecinilor, amin. Una curată și prea nevinovată fecioară, pe Dumnezeu mai presus de fire. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu s-a așezit sufletele lor unde drepții se odihnesc, mira lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Să se desfacă și să se risipească pentru ca sufletul să meargă acolo de unde fiind și a luat până la obștească înviere, iar trupul să se desfacă într-o cele din care a fost alcătuit. Ție ne rugăm, Părintelui celui fără de început și unia născut Fiului Tău și Preasfântului de o ființă și de viață Făcătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de peire, ci trupul să se desfacă într-o cele din care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Oh.
Părintele Alexandru Pitic, parohul parohiei Horodnicu de Sus, protopopiatul Rădăuți, a ținut un cuvânt în care a vorbit despre importanța rugăciunii pentru cei plecați în lumea veșniciei. Este de mare folos să ne rugăm unii pentru alții, este de mare folos să avem în inimile noastre numele tuturor celor dragi ai noștri și așa pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Știm și mărturisim acest adevăr că noi suntem cei parte a bisericii luptătoare, iar cei ce a trecut din viața aceasta sunt parte a bisericii triumfătoare și de mare folos ne este să ne rugăm unii pentru alții și înțelegem de la Mântuitorul care spune: sunt învierea și viața, cel ce crede în mine va trăi chiar dacă va muri. Înțelegem că moartea aceasta a trupului nu ne poate despărți, ci rămânem în continuare împreună, slujim lui Dumnezeu și stând la picioarele Mântuitorului Hristos și primim tot ceea ce ne este nouă de folos pentru mântuire. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să dărească Părintele Stareț sănătate și să ne dea ocazia să fim de mai mult întotdeauna împreună, la momentul la ceas de rugăciune și la momente frumoase, așa cum știe Părintele să organizeze, și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să-L îndoiască cu oțișorul împărăția cea veșnică tuturor celor pe care am pomenit. Dumnezeu să-i ierte. Știm și mărturisim acest adevăr că noi suntem cei parte a bisericii luptătoare, iar cei ce a trecut din viața aceasta sunt parte a bisericii triumfătoare și de mare folos ne este să ne rugăm unii pentru alții și înțelegem de la Mântuitorul care spune: sunt învierea și viața, cel ce crede în mine va trăi chiar dacă va muri. Înțelegem că moartea aceasta a trupului nu ne poate despărți, ci rămânem în continuare împreună, slujim lui Dumnezeu și stând la picioarele Mântuitorului Hristos și primim tot ceea ce ne este nouă de folos pentru mântuire. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să dărească Părintele Stareț sănătate și să ne dea ocazia să fim de mai mult întotdeauna împreună, la momentul acela de rugăciune și la momente frumoase, așa cum știe Părintele să organizeze. Și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să-L îndoiască cu oțișorul împărăția cea veșnică tuturor celor pe care am pomenit. Dumnezeu să-i ierte. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit celor prezenți pentru că s-a rugat în cadrul slujbei parastasului și a adus în atenție câteva gânduri ale mamei sale. Ați fost prezenți la rugămintea mea. Este trist și foarte trist, deși sunt în viața monahală. Vin în această comună frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, unde m-am născut și unde-mi iubesc toți vecinii și toți cei din satul nostru frumos, care de fiecare dată vă dau pildă, oricu cine ar vorbi în partea Iașului, cât de bun sunteți la suflet, dar și buni creștini, aproape de biserică, aproape de slujitorii Sfintelor Altare, și mulțumesc lui Dumnezeu că existați și căutați calea cea mai sfântă și bună spre mântuire. Și aceasta este o faptă bună, prezența la un parastas, la un praznic, fiindcă până la urmă poate să fac cu oameni, cu oameni buni, cu suflet mare. Și cât trăim pe fața Pământului, să nu uităm și să nu uitați, dragii mei, de părinții care v-au născut și crescut. Vom da răspuns amar înaintea lui Dumnezeu atât timp cât noi nu știm să ne îngrijim, nu numai să punem o floare, ci Sfânta Liturghie, să le facem un parastas, un praznic. Toată viața noastră să ne rugăm pentru cei răposați și să avem cu toții un sfârșit creștinesc. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă ajute! Credincioșii prezenți au primit din partea Părintelui Stareț prinoase, așa cum este tradiția în această parte a Bucovinei.